Dragoș, în primul rând, la mulți ani, o aniversare tristă pentru tine, nu a ieșit așa cum îți doreai, ce ar fi de spus după joc? Mulțumesc. Da, aniversarea e că e tristă că n-am reușit un rezultat bun, în rest ziua trebuie să rămână la fel pentru mine și nu numai pentru oricine care e sărbătorică. Asta e, aș nimeri să fie meciul astăzi. Da, îmi pare rău că n-am putut să facem mai mult, special pentru faptul că venisem după un meci foarte bun la deplasare la București și pentru lumea care a venit astăzi în tribune să ne susțină după 3 luni de zile. Dar acum nu mai avem ce face, trebuie doar să ne uităm, să analizăm ce am greșit ca să vedem în astea două meciuri care mai sunt câte puncte mai strângem și apoi când se trage linia să vedem în ce grupă suntem și ce mai avem de făcut mai departe. Chindia în prima repriză, două șuturi, două goluri. Eficiență 100%, te-au surprins cu ceva sau? Cred că noi am început foarte bine jocul, am avut minim 3 situații, dacă nu pot să numesc chiar ocazii, destul de mari. N-am putut să fructificăm. Mă rezum doar la golul 2 și 3 al lor, care au fost două execuții foarte frumoase. Și cam asta cred că a făcut diferența, golul 2 și 3 cu execuții foarte, foarte frumoase. Pe un fond, mai ales la în prima repriză, pe un fond de joc bun al nostru, iar în repriza a doua, când revenisem în joc la 2-1, din nou am luat un gol într-o execuție care poate se întâmplă cu toate la câteva meciuri. Rămânem acolo jos în clasament. Ce le transmis băieților? Cum îi încurajezi după un asemenea joc? E clar că oricum noi avem nevoie de puncte și nu putem să urcăm foarte mult în clasament în aceste etape, dar noi trebuie să ne luptăm până la final. De asta am venit, am știut și în decembrie când s-au încheiat primele 15 etape, am știut că sunt 4 meciuri din care ne dorim să scoatem cât mai multe puncte și apoi lupta o să înceapă în play-out, acolo să fie 18 puncte, acum mai sunt 6 puse în joc, au fost 12, din primele 6 puncte am luat 3, mi-aș fi dorit să fie 4 sau 6, dar mai sunt 2 meciuri și trebuie să acumulăm puncte, să fim acolo cât de cât aproape de toți ceilalți, pentru că situația e... Nu e situație nouă, adică așa era și în noiembrie, așa a fost și în decembrie, așa am început acum o săptămână și nu s-a schimbat foarte mult, doar că am mai adăugat 3 puncte săptămâna trecută. Dar trebuie să rămânem încrezători până la urmă, că lupta e până la capăt, mai sunt 24 de puncte puse în joc. Partida cu Metalo Globos, cum o vezi? Păi în primul rând avem, nu știu, jucători accidentați, minim 2, astăzi... nu știu dacă mai avem suspendați după meciul de astăzi, să verific exact, nu mai știu cui a dat galbene domnul arbitru, dar clar, o să fie o deplasare lungă cu o echipă care am văzut astăzi a câștigat, n-a luat gol în primele două meciuri, clar nu o să ne fie ușor, e o echipă care se luptă și ea pentru a ocupa un loc cât mai bun la finalul celor 19 etape, să intre într-o grupă cât mai bună de play-out, că nu cred că, sau poate mai sunt șanse matematice, n-am văzut toate rezultatele de azi, dar e clar că e o echipă bună, din moment ce a bătut pe Chiajna astăzi 2-0, n-a pierdut la Târgoviște, a făcut 0-0, e clar că nu o să fie ușor, dar niciun meci pentru noi nu e ușor, nici la Turnar n-a fost ușor, nici astăzi trebuie să ne refacem, să vedem cât o să fim apți, sper cât mai mult și să mergem, bineînțeles, să luăm puncte la București.